De ce crezi că mă suna turcul cu jador acum? Într-o sfert de oră ajung, hai. Bine, hai, te aștept. Stai, mă. Nu, dă-te. Băi, stai, mă. Păi, nu pot să-i propun oricine orice, el nu trebuie să accepte. El nu plec și eu. Hai, te supăci de la canal de sus. Salutare, gașcă, și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu Chirilă. Sunt astăzi, zicem, împreună cu Robert. Aveți linkul de la canalul lui de YouTube în descriere. Dați-i și lui un subscribe acolo să fac cât mai repede 100.000 pentru că e în curs asta gravă. Hai, fii atent. Cât ai acum fix? Am făcut 17.000. 17.000, 20.000, dragilor, astăzi, după ce ați văzut clipul ăsta, dați un subscribe acolo și vreau să vă zic că astăzi o să vreau să-i fac o farsă iubitei mele. Eu am venit acum în AFI, ea este deja la cumpărături, eu am lăsat-o, i-am zis că mă duc acasă și îmi văd de treabă, dar am venit special să mă întâlnesc cu Robert, am vorbit cu el, era și el prin zonă. Și că vrei să particip la farsă, zic, nu frate, dar hai că mi-a dat 1.000.000, zic, hai că vin. Băi, nu trebuia să zic. Nu mi-a dat nimic. Ok, și astăzi o să mă susțină, practic, în cursa de a participa la Puterea Dragostei. Pentru 1.000.000 făceam orice, vă dai seama. Dar n-am cum să nu se țin. Nu trebuia să ții jos. Glumesc. Am nu glumesc. Ok, deci astăzi împreună cu el o să sun pe iubita mea să vin aici în mașină. De la cumpărături o să-i spun că am venit și eu în AFI pentru că am ceva foarte, foarte important să-i spun. Și tu va trebui să mă susții că merg la Puterea Dragostei, că e ok, că merg cu tine și că împreună o să... Și că am grijă de tine. Că o să fii ok acolo, nu o să... Frăție. Cumva trebuie să... Să o faci să aibă încredere în mine că totul o să fie ok, că suntem noi doi, că nu știu ce. Eu n-am văzut niciodată pe prietena lui, dar e ok, sper să nu mă înjure la tine, să zic că umbli cu bagabonzi, cu tatuați, cu pușcăriași, cu sper să nu zic întrebările astea. Poate, nu știu. Acum vedem ce reacție are, nu știu, n-am mai făcut asta niciodată. Nu i-am mai zis că vreau să particip la nicio emisiune de niciun fel până acum. Chiar sunt curios ce reacție o să aibă, dar o să vedem în curând. Oare se destramă cuplul solid? Băi, eu sper că nu, adică nu vreau să ajung acolo, îți dai seama, de nu vreau să ajung să ne... 4 ani. 4 ani am împlinit chiar acum o zi. Ce deci, farse, face nebunul. Acum o zi? Acum o zi. Ah, ăsta e cadou de 4 ani, vezi că plec la emisiunea asta. Băi, eu sper să ne ajungem acolo la despărțire, la din astea, dacă se supără, o să-i zic imediat, văd cum reacționează. Nu-i spune imediat, eventual... nu, zici-mi, lasă-se supere să plece și pui după aia. Asta e zis, auzi, dacă te despărți, chiar mergi, când mergi împreună, ai? Până la urmă, dă-n glumă. Băi, nu știu mă ce să zic, hai că vedem. Gluma devine realitate. Cum este. Dragilor, nu uitați să apăsați butonul de like la 30.000 de like-uri, dragilor, facem. Uite că pe like-uri facem nebunul 30.000. 30.000 de like-uri, dragilor. Deci dragi la mine pe canal, dragilor, dacă toți sunteți darnici, dați 30.000 de like-uri, dați și mie să am și eu cât am. Dați-i și voi că merită, fraților. Bun, hai să mergem să o luăm. Plecăm acum, o să coborâm probabil un etaj sau două sau nu știu. O să sun chiar acum să vedem unde este și vedem dacă poate să vină chiar aici. Sunt curios ce reacție o să aibă, o să mă vadă. Ia. Două secunde că acum o sunăm. Băgașcă, înainte de a începe, vreau să vă spun câteva cuvinte despre o platformă de gaming super, super tare, se numește Boosteroid și acolo puteți să vă jucați jocuri pentru PC fără să aveți un PC performant, fără să le aveți instalate efectiv pe PC, ci pur și simplu dacă aveți internet, puteți să vă jucați acolo jocurile voastre preferate și cele mai tari jocuri care există în momentul de față, așa că aveți un link în descriere, dați click pe el și dați-i drumul la joacă, frate, pentru că acum este posibil acest lucru. M-ai trecut în telefon? Nu ar fi bine. Alo? Alo, ce faci, bine? Uite, nu așa bine. Sunt puțin supărată. S-o prindă cu de unul. Ce? Că nu am găsit ce voiam, dar nu contează. Ce faci? Ce să fac? Uite, am venit înapoi în AFI. Ai venit înapoi? Da. Și vreau să vii în parcare sus la ultimul etaj pentru că vreau să-ți spun ceva. Hai. Sunt cu Robert de la Puterea Dragostei. Nu știu dacă știi, dar... Păi nu poți să cobor tu? Ce că vagabondul ăla? Păi, nu poți, dar unde ești? Unde poți să vii? Eu pot să vin, dar na, mă gândeam că poate ți-e mai ușor să cobor. Bine, hai că vin acum. Hai, vină, ia liftul că sunt fix aici, lângă lift. Bine, hai că vin, hai. Hai, pe atent, ești pe susține. Da, frate, primul tău susținător de la emisiune. Ok, e bine, hai să vedem cum iese discuția asta. Ia să văd și cum arată, ce spune, hai să vedem ce... Hei, bună! Ei, amanta sau iubita? Iubita! Glumesc! Bună, Robert, pare bine! Adriana, pare bine! Adriana? Ai spus... Băi, iubire, doar glumește, nu e... Nu glumesc! Trebuie să cobor să nu mai vin eu până aici? Iubirea mea, vreau să spun ceva, am discutat acum cu Robert, de asta am și venit aici în AFI. Așa. Vreau să spun că... Nu, vreau să spun încă, mi-a spus mie.
are un cadou, că știu că ați împlinit 4 ani de relație și vrea să-ți placă o surpriză. O să-ți placă surpriza, o să fie foarte frumoasă. Adică eu în locul tău mă bucuram maxim, spune. Ia. Da, nu știu. Păi ce surprize? Vreau să particip și eu la Puterea Dragostei. M-am gândit foarte mult la treaba asta și chiar vreau să particip. Și eu sunt primul susținător al lui. Hai că glumești. Nu. De asta și acum am vorbit cu el, cum e, să aflu toate detaliile și aș vrea să particip și eu. Și bine să semnăm contractul chiar azi. Tu glumești, nu? Nu glumesc, vorbesc foarte serios, de asta și l-am și chemat. Pleacă de aici că nu te cred. Așa cadou. Mă iubire, vorbesc foarte serios, de asta am și venit să vorbesc cu el, să discutăm, să aflu și eu exact toate detaliile, cum e acolo, cum e. O să-ți placă maxim, e frumos. Mamă. Păi dar cum să pleci? O nouă experiență. Relație aici. Cum să pleci? Păi sper să mă susții. Nu, dar stai, nu merge să-ți facă relație. Dar merge ce? Pentru merg și eu. A uitat de probleme, să zic așa. Da, și să văd cum e acolo în emisiune, că na, e mișto în emisiune. Vede o țară, vede o țară de asta, vede Turcia, ai fost în Turcia vreodată? N-a fost. Vede Turcia, vezi? Ai fost și tu? Mergi și tu. Mai pe bune, tu ești serios? Deci uite că la mine, spune deci, la că ești iubire, serios. Vorbesc foarte serios, uite că doar... De ce crezi că mă suna turcul cu Jador acum? Deci fix pentru asta, pentru că a sunat și el a vorbit și e rezolvată dar treaba. Cum să pleci? Cum să faci așa ceva? Mă, eu ce fac? Rămân aici, stau singură, ce fac? O lună, mă, două, iubire, nu. Hai mă, cât o lună, două, vin înapoi, adică dar eu, nu mă duc eu am de tot venit acolo, aici ca să stau cu tine și tu pleci, adică abia... Am reușit să ne mutăm împreună după atâta timp de relații la distanță și acum tu pleci? Haide, te rog, că nu-i chiar așa de mare chestie, că într-o lună cât, două, mă? Două luni, două luni. Două luni, mă întorc înapoi. Dar pe cât îl susțin chestia asta, pe bune că nu. Dar e prietenul meu, fratele meu, că nu-l susține. E ceva nou, experiență nouă. Știi că în viață trebuie să încerci experiențe noi întotdeauna. Da, asta e chestia. Dar dacă nu-i și partea bună, două luni, stai singură, cine știe. Poți să-i spui după aia să rămână 5 luni. De ce te închini? Te închini pentru norocul lui, Doamne ajută să-i meargă bine. Doamne ferește, nu pot să cred. Hai mă iubire, dar... Dar nu pot să cred că faci chestia asta. De ce să faci chestia asta? Pentru ce trebuie ție să mergi acolo? Băi, ți-am spus, e o chestie nouă. Pe lângă asta e televiziune, e altceva, deci vreau și să cu mine, eu am grijă de el. Și de ce mă filmez? Dar nu filmez, mă, uite că nu filmează. Deci e pusă pur și simplu acolo, nu filmează camera. Vreau să fac eu un vlog după. Am înțeles. Da? Plus că ți-am zis doar că vreau să filmez azi cu Robert. Păi da, dar nu mă gândeam că o să-mi dai și o bombă ca asta. Măi, iubire, chiar nu știam nici eu că măi, eu sunt pe o să iau acum, decizia asta. Băi, stai, mă. Ea știe de chestia asta? Băi, stai, nu suna, mă. Lasă să se bată la televizor direct, de ce suni? Stai, mă, nu suna, mă. Păi, dar știe de chestia asta, i-ai spus? Băi, Susie, vreau să-l țin pe radul. Doamne, trebuie să meargă cu mine. Pic, dacă i-ai spus și mamei tale, o sun și pe mama bă, ta. Bă, stai mă, nu o suna, stai un pic să discutăm noi, de ce o sun nu, pe ea? Nu, sun pe mama ta acum. Bă, stai mă. Nu, de ce? Bă, stai mă. Deci nu o suna. Pare agresiv. Eu plec, să știi. De ce să pleci, mă? Dar nu vrei să mă susții în treaba asta pe bune acum? Susține-l, că susține nu pleci tu, pleacă el. Doamne, Iisuse, când cred că am ajuns într-un univers paralel, sau nu știu, tu te-ai... Hai mă, dar chiar așa de rău ți se pare? Mi-asum vina, eu i-am propus. Păi nu, poți să-i propun oricine orice, el nu trebuie să accepte, el nu poate să judece singur sau care e problema. Hai mă, dar nu e chiar așa, dar pur și simplu mă duc să încerc o chestie și... Eu plec atunci și tu duci. Păi stai mă, nu pleca. Nu, că plec. Băi, stai mă un pic, nu pleca, unde? N-am de gând să stau la porcăria asta, să mă ascult. Băi, dar ți-am zis că... Dacă îl iubești, trebuie să-l susții. Gata, am... Băi, dacă îl iubești, îl susții. Hei, stai puțin că a fost o farsă. Stai puțin că a fost o farsă. Ce farsă? Tu ești nebun la cap, ce chiar plecai pe bune acum. Păi ce să fac? Să stau. Uitați, bă, sună Jador, îl bag pe vlog? Da. Hai să vedem dacă mergem să semnăm contractul ăia, să te-am păcălit, că nu e. Da, frate. Vezi că o să întâlzi un sfert de ori. Unde ești? Acasă, acum plec. Acum pleci? Băi, am zis la mișto cum a sunat Jador cu Turcu să mergi să semnăm contractul, că a fost farsă, nu știu. Hai, într-o sfert de ori ajung, hai. Bine, hai, te aștept. Hai, de buba. Deci nu m-au sunat să mergem cu Radu ca să semnăm contractul. A fost chiar o farsă. Era... Am glumit când. Deci chiar a fost o farsă, nu. A vrut să vadă cum a sunat numai că trebuie să doar să întâlnească și atât. Deci nu se semnează niciun contract. Momentan. Uite, și chiar filma asta, hai să ți arăt. Stai, nu știu ce se uite. Ia, uite, vezi ecranul? Vezi că filma? Deci chiar filma. Și mi-a spus să particip la această farsă ca să facă ție să. Deci l-am rugat pe Robert, am venit și am vorbit cu el. Iar te apuci de prostii din astea cu farsele tale. Hai mă, cu că tot? Nu mai. Bă, stai mă un pic, asta era mai am crezut că nu o să te superi așa tare. Până la urmă particip la emisiune. Hai că plec eu, să vezi cum e, vrei? La emisiune? Da. Mergi cu mine? Da. Băi, ce frumos. Să-ți spun direct. Băi, stai mă un pic, băi.
Băi, stai mă un pic. Stai să-i supăci de la canal de să... Băi, stai mă. Dă-mi să-i dăm Instagram-ul tău. Te rog eu frumos, chiar așa? Păi, chiar așa. Hai gata, te rog eu frumos, a fost o farsă, hai că pe bune. Ce farsă, e tâmpită, ți-a venit în minte, dar în fine. Hai, te rog eu frumos. Ea e doar o farsă, știi cum e aia, doar o farsă, treceți peste ei. Hai bă, bă, gata. Ți-am spus adevărul, eu nu mint, deci... Da, ta, iubirea e... câștigă? Ia, iubirea câștigă. Puterea dragostei. Da, da, puterea dragostei câștigă bă, întotdeauna. Bă, gașcă, haideți că... Hai că o să închid vlogul aici, o să discutăm după, nu mai lăsăm nimic pe cameră. Dragilor, ăsta a fost clipul de astăzi, aceasta a fost farsa. V-am lăsat linkul de la canalul lui Robert în descriere. Dați și lui un subscribe acolo să facă cât mai repede 20.000 și nu uitați să ne dați un follow pe Instagram la toți. Aveți de asemenea linkurile în descriere. Și noi ne-am dus pentru că avem de discutat în continuare, nu putem să lăsăm treburile așa. Ar fi marfă să văd oamenii bătaia acum de după, cearta de după. Nu mai, nu, nu. Îi filmezi dacă vreți cu telefonul pascu și îi pun la mine pe YouTube. Dacă e întreg sau nu. Nu, sau da, veniți în vlogul următor, dacă tu pleci. Deci cum s-a uitat frate la mine acum, deci nu pot să cred. Hai că lăsăm, nu mai, deci nu mai lăsăm pe cameră. Ciao. Ella es una fanática con movimiento que asusta. Cuando baila puta anormal y ese paso no lo coge. También baila esa diabla, hace que todo se antoje.